Iată, ne ajungem și astăzi la finalul seriei de predici, Psalmii Ascensiunii, cu un sentiment, așa de um, parcă de părere de rău că n-am stat mai mult, nu-i așa? Și astăzi vrem să citim ultimul psalm ce se găsește în această succesiune de psalmi, psalmii uh, urcării sau a treptelor, cum sunt în versiunea Cornelescu. Și vreau să citesc. Psalmul 134, cred că nu este prea greu să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, și cu bucurie să citim acest, acest capodoperă, acest psalm incredibil de frumos și de important pentru noi. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în Casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion. El care a făcut cerurile și pământul și biserica spune Amin, vă rog să reocupați locurile. Iată dovada că poți în închinare să ridici mâinile. Chiar dacă ești creștin după Evanghelie. Dar nu oricine poate să ridice mâinile. Atenție mare! Mâinile Trebuie să ridice slujitorii care stau noaptea în casa Domnului. Ia să văd aici care sunt slujitorii ce au stat săptămânile astea, noaptea în casa Domnului, să se pregătească pentru sărbătorile astea. Hai, ridicați mâinile. Zice mâinile la plural, nu o singură mână, dar toți care ați venit la repetiție, toți care ați făcut atâtea lucruri extraordinare și a stat noaptea în casa Domnului. Am găsit o poză fantastică despre lideri, liderii cum arată, liderii de la biserică, cum arată pe 1 decembrie, uite aici, James Bond, atâta o să fac și uitați, pe 26 decembrie, parcă a trecut trenul peste el, vedeți? Am, am ajuns la finalul seriei de predici și a studiului nostru. Sigur, am mai fi putut să rămânem în acest studiu încă trei psalmi, să vorbim despre umilință, ascultare, să vorbim mai insistent despre comunitate, adică să-i facem pe toți integral, din păcate timpul ne presează, însă știu că aceste teme vor fi discutate ulterior. Ce vreau să vă spun, mă gândeam în timp ce mă pregăteam pentru mesajul de astăzi, este faptul că uh, când am pregătit seria asta de predici, și de studiu pe grupe de casă Am știut că trebuie să se termine În duminica dinaintea Crăciunului Pentru că evident duminica de Crăciun Predicăm despre nașterea Domnului Anul acesta cade 31 decembrie într-o duminică Și ne vom vedea seara aici la, la Revelion Știam că trebuie să se termine în duminica asta Dar am știut Cu luni de zile în urmă când noi Ne-am rugat și am pregătit mesajul Că astăzi vom avea Și Cina și colecta pentru el și botezurile. <laughs> Joacă pe asta, că astăzi trebuie să predic și sfârșitul uh, acestei serii de mesaje și să cumva să, să prind toate aceste lucruri importante. Dar cred că astăzi Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Dumnezeu este un Tată bun. Și Tatăl, prin definiție, binecuvintează. Tatăl își consumă toată energia, toată puterea de muncă ca să-și binecuvinteze copiii. Un tată bun știe că asta este scopul lui pe acest pământ. Să-și binecuvinteze copiii. Și toți tații să spună amin. amin. Și soțiile să spună amin mai tare. Avem câteva în zona asta. Acolo nu știi ce se întâmplă. Cred că majoritatea sunteți necăstorite acolo. Domnul să lucreze în dreptul vostru. Salmul ăsta vorbește despre binecuvântare. Și ce ne place nou să auzim despre, despre binecuvântare. Astăzi, pentru Biserica Rema, voi cei 17 sunteți semnul binecuvântării lui Dumnezeu. nu e așa? Ne uităm la voi îmbrăcați în alb, arătați minunat. Este semnul că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Este semnul că Dumnezeu a ales să binecuvinteze această comunitate. Întotdeauna spun, o femeie sănătoasă, spuneți voi, naște copii. O biserică sănătoasă, hello, naște copii. Semnul că Dumnezeu este în mijlocul oamenilor este întotdeauna multiplicarea. De asta Biblia spune, copiii sunt o, o binecuvântare, nu umblestem, copiii sunt o binecuvântare. Iată că acest psalm vorbește despre binecuvântare. Auziți ce spune? Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Vineri dimineața am ajuns aici, era încă spre noapte afară și am intrat aici și am început să... Am simțit la, 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 la nivelul Duhului că trebuie să mă rog și m-a rugat pentru fiecare scaun de aici în parte. Și am zis, Doamne, cei care vor sta aici să fie cercetați de Duhul tău. Doamne, cei care intră aici să simtă prezența ta. Pentru că aici, în locul acesta, în mijlocul fraților, tu îți faci numele de slavă. Și am știut în Duhul meu că Dumnezeu a ascultat și Dumnezeu va binecuvânta. Pentru că i-am spus, Doamne, numai prin har am ajuns aici. Fiecare dintre noi. Doamne, numai mila Ta ne-a ajutat să ajungem până aici. Ne-ai binecuvântat, ne-ai spus, ești bun cu noi, binecuvântat să fie numele Tău. Binecuvântarea înseamnă automat multiplicare. Și de la, început, de la început vă spun că în viață nu este nimic dacă nu este binecuvântare. Poți să ai toată lumea asta, dacă n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu, nu ai nimic. Am citit memoriile fostului șef de echipă al lui Richard Nixon, Charles Colson. Nixon a câștigat alegerile, președintele american, a câștigat alegerile în 1972. Colson a scris aceste memorii și își aduce el aminte că în seara când s-a anunțat că Nixon a câștigat, era în biroul oval, el cu președintele Nixon, și șeful echipei prezidențiale, și când au primit vestea că au câștigat, povestea el că șeful echipei prezidențiale se uita într-un punct fix, Nixon bea un whisky și Colson se uita în inima lui și își punea întrebarea de ce nu sunt fericit. Am ajuns și am reușit ceea ce mi-am propus. În ultimii trei ani din viața mea, scria el, mi-am sacrificat sănătatea, familia, viața, pentru ca Nixon să fie reales. Și acum când am atins acel cel, când am ajuns pe piscul acela, m-am trezit nefericit, depresiv, Deși cu scopul împlinit și spunea el, nu am înțeles în seara aceea sentimentul de moarte pe care îl aveam în suflet. Nu mă bucuram deloc. Astăzi poate și tu te identifici cu Colson. Uh, Ți-ai dorit mult să termini școala respectivă și acum ai terminat-o. Ai vrut mult să ai jobul acela și în sfârșit l-ai obținut. Să te căsătorești cu persoana respectivă, să călătorești în țara aia, să uh, ai casa ta în cartierul respectiv, să-ți iei mașina, telefonul, computerul și ai reușit. Și când ai reușit, ți-ai dat seama că nu ești fericit. Ți-ai dat seama că te-ai zbătut, ai sperat, te-ai sacrificat și când ai ajuns și ai obținut ceea ce ți-ai dorit, să-i dai seama că o moarte a intrat în sufletul tău pentru că ceea ce ai obținut nu este binecuvântat de Dumnezeu. Atenție mare, în viață, copiii lui Dumnezeu trebuie să caute binecuvântarea Domnului. Orice alt pisc, orice alt cel sau scop în afara scopului lui Dumnezeu nu vine niciodată cu binecuvântare. Tineri dragi, ascultați-mă bine, tot ce vă învață lumea, congrese, TED Talks, self-help de ăștia, gurus de ăștia, care vă ajută, îți peste tot acum pe Instagram, vă vând cele trei, cei trei pași ca să ajungeți de succes, toate lucrurile astea, ascultați-mă bine ce vă spun, sunt goană după vânt. Orice ai reușit în viață, oriunde ai ajunge, dacă nu ești în scopul lui Dumnezeu, nu are cum să fie binecuvântat. Și îți dai seama deodată când te uiți în sufletul tău că ai obținut toată lumea, dar ți-ai pierdut sufletul. De asta oamenii bogați, faimoși, ceea ce cei ce ajung în vârf, se sinucid. Oameni care au câștigat premiul Nobel, Oscar, Grammy, atunci când au miliardele în bancă, au înțeles că nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Și se anestezează cu tot felul de substanțe Devin dependenți. Știți de ce? Ca să-și alunge din suflet acel sentiment de moarte care îl încerca pe Colson. Care, în momentul acela a trezirii, și-a dat seama că departe de Dumnezeu nu are cum să fie binecuvântare. Departe de Dumnezeu este moarte. Aproape de El este binecuvântare. Când realizezi că departe de El nu poți face nimic. Ăla este momentul propice pe care îl descria Colson. Sentimentul de, de, de moarte în suflet este sentimentul propice pentru pocăință. Și am discutat în psalmul 120 despre primul pas, pocăința. Primul psalm al ascensiunii, primul pas pe care trebuie toți să-l facem, indiferent de educație, indiferent de sex, indiferent de pregătire indiferent de cine ești tu, primul pas trebuie făcut și anume pasul pocăinței. Și am discutat în Psalmul 120, este o întoarcere de la scopurile tale, de la dorințele tale, la ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine. Și fiecare pas pe care l-am discutat în duminicile acestea și la grupurile noastre mici de casă are de a face cu ceea ce Dumnezeu a inițiat în viața noastră. Și voi, cei care sunteți în alb aici, demonstrați că ați făcut acest prim pas. Pentru că sunteți aici. Ați ajuns la înțelegerea aceea extraordinară, care a fost inspirată de Duhul lui Dumnezeu, că fără El nu puteți face nimic. Că despărțiți de El este doar moarte. Departe de El nu ai cum să experimentezi binecuvântarea. Și. Cineva poate întreba, ok, ok, asta e primul, am înțeles ce e dar la final ce se întâmplă totuși? Ce se întâmplă când urci spre templul lui Dumnezeu, pentru că am vorbit despre psalmi ascensiunii a treptelor, care au început cu psalmul 120, fiecare de fapt este o treaptă, am înțeles că am ajuns în sfârșit la templu și în, seara, în, în ziua asta am ajuns la templul lui Dumnezeu, pentru că ucenicia, pelerinajul, începe cu pocăința și atenție, se termină cu binecuvântarea. Se termină cu binecuvântarea. Când ajungi, în sfârșit, în Templul lui Dumnezeu, acolo înțelegi că, de fapt, ești binecuvântat. Tema acestui psalm este foarte simplă. Fiți atenți. Binecuvântați pe Domnul, binecuvântați pe Domnul, Domnul să te binecuvinteze. E foarte simplu, nu? Când primul cuvânt, prima treaptă, este binecuvântarea, ultima când prima treaptă este pocăința, ultima este binecuvântarea. Întotdeauna. Atât timp cât avem această perseverență a urcării. Perseverență a umblării cu Dumnezeu. Încă treaptă și încă treaptă și încă treaptă. Ultima este întotdeauna binecuvântarea. Dragilor, voi sunteți astăzi îmbrăcați în alb. Pentru că ați experimentat harul lui Dumnezeu. Și ați ajuns să cunoașteți binecuvântarea lui Dumnezeu. Astăzi, de fapt, ce faceți voi? Voi declarați înaintea cerului că Isus este Domnul vostru. Și intrați în Templul Lui, gata să lăudați numele Lui, gata ca să obțineți binecuvântarea din partea Lui. Și asta este povestea mântuirii noastre. Dacă ar fi să sumarizez care este povestea mântuirii noastre, aș folosi titlul unei cărți. Care este așa, Dumnezeu se ridică, Dumnezeu se apleacă, Dumnezeu rămâne. Mm, Ce-mi place asta. Dumnezeu se ridică înseamnă El este fundamental și de încredere. Dumnezeu se ridică. El este, este fundamental, este de încredere. Apoi Dumnezeu se apleacă. nu e așa Nu așa că e bine că Dumnezeu s-a aplecat la nivelul nostru? La nivelul înțelegerii noastre, ca copilărie noastră. Așa cum face un tată cu copilul care abia învață să meargă. Da? Se apleacă la nivelul lui, îl susține, îl ajută. Și ce îmi place cel mai mult este că după ce am învățat să mergem, Dumnezeu nu pleacă, ci Dumnezeu rămâne. Întotdeauna credincios în necazurile noastre. Întotdeauna un sprijin și un adăpost pentru noi. A fost Dumnezeu cu voi până acum. Va bine binecuvântat Dumnezeu până acum. Haleluia! Înseamnă că Dumnezeu a rămas cu voi. Datorită faptului că El ne-a binecuvântat și noi binecuvântăm. În iudaism, binecuvântarea, berakoth, înseamnă laudă, recunoștință și a devenit în timp expresia practicării religiei iudaice. Asta ar trebui să fie expresia vieții noastre. Noi binecuvântăm pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi. Noi suntem darnici pentru că El a fost darnic cu noi, nu e așa? Ce frumos este să înțelegi lucrul acesta. Apoi, acest psalm este și o invitație, și o poruncă. Îmi place când citesc versetele acestea să înțeleg, să-mi imaginez că tonalitatea se schimbă. Știți că acești psalmi erau cântați. Fiți atenți! Iată binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului care stați noaptea. În Casa Domnului. Ridicați mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Îmi place că acolo la ridicați, eu cred că se schimbă tonalitatea. Prima este o invitație, nu? Iată, binecuvântați pe Domnul, și apoi este o poruncă. Ridicați mâinile, voi care stați noaptea, slujitorii lui. Ridicați mâinile. Asta este o poruncă. Vedeți, oamenii se urcau la Templu după un trup anevoios și, evident, când ajungeau acolo, se bucurau. Nu? După un drum de unde veneai tu, cum a venit familia lui Isus, lui Hristos, a venit din Nazaret, un drum lung, periculos. Au ajuns la Ierusalim, acum trebuie să urce acele trepte și când ajungeau în templu, poți să să-ți imaginezi ușor ce binecuvântare, ce, ce, ce bucurie era în ochii lor, în inima lor. Și când intrau în templu, cântau psalmul ăsta, 134, nu știu, îmi place să-mi imaginez lucrul acesta, știm că și Domnul a cântat acest psalm, pentru că îl vedem cu familia lui la 12 ani că merge în templu, nu știu cum ești tu, aș fi vrut să fiu acolo o muscă să văd și eu cum cânte evreii când intră în templu, n-ai fi vrut și tu? Să le aud cântarea extraordinară, fantastică, frumoasă. Să aud acest psalm în limba lor. Cu copii, cu bătrân, cu mielul de jerfă, urcau către templu și când ajungeau acolo începeau să cânte. Iar în clipa când intrau pe porțile templu, la final cântau acest psalm. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș. Și binecuvântați pe Domnul, Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul gloriei lui Dumnezeu. Nu vreți să-i ascultăm cum cântau ei? Mamă, eu mi-aș dori lucrul ăsta foarte mult. Am pregătit un clip al evreilor mesianici care cântă psalmul 134, se numește Shir Hamalot, care înseamnă de fapt psalmea ascensiunii. Este tradus în engleză pentru cei care nu știți engleză sau ebraică. Uh, vă spun eu exact ce spun ei. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Hai să-l vedem. Adonai, Shira Malot ma He never Adonai. Kol of Kol Call Adonai, I'm Adonai, Baley, Kol Call Adonai, I'm Adonai, Baley. Este ideea. Evident că nu aveau de astea electrice pe de vremea aia. <gători> Dar a, ascultând asta, am dau seama pe ce dansa David. Dacă mai vine cineva și mă întreabă dacă are voie să danseze, îi pun clipul ăsta să vadă, da? Pe asta dansau evrei, ca să ne înțelegem. Um, ce e important să înțelegem este bucuria pe care eu aveau când intrau în Templu. Și am văzut că ei se închinau și am înțeles că în clipa când intrau ei binecuvântau pe Dumnezeu. Voi astăzi, îmi place să mă uit la voi ca niște oameni care ați ajuns la templu, după rătăciri, perinaje inutile, greutăți nespuse, ați ajuns la templu. Aici să binecuvântați pe Domnul. Aici să-L glorificați pe Dumnezeu. El s-a aplecat către voi. El va binecuvântat. Acum este momentul să-l binecuvântați și voi cu jurământul în apă, cu ascultarea și credincioșia voastră ulterioară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De ce să binecuvântăm pe Domnul? O întrebare foarte simplă și vreau să răspund în final la asta. E foarte simplu. Pentru că El a șters dosarul și a scris iertare. Cine se bucură că i s șters dosarul? Cazierul. Numai eu? Și voi. Hallelujah! În Coloseni 2, Pavel scrie așa. A scris, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindul pe cruce. Dar îmi place mai mult că noi, cu mintea asta contemporană, înțelegem mai bine traducerea BVA care spune așa. El a șters documentul care conținea toate acuzațiile legii mozaice îndreptate împotriva noastră. Acel document a fost crucificat fiind astfel anulat. Ce cuvânt folosește Pavel pentru zapis și document? Dogmă. Pentru ce se luptă creștinii unii cu alții astăzi? Dogmă. Ce vroia să spună Pavel? Pavel vrea să spună că Isus a împlinit legea și a crucificat-o. Adică a făcut-o să-și piardă puterea ce o avea asupra noastră, fiindcă a împlinit-o și a murit pentru noi. Așa că, oricine crede, spuneți toți, oricine. oricine, oricine crede, și țiganul, și curva, și săracul, și bogatul, și femeia, și bărbatul, oricine, spuneți toți, oricine, oricine. crede să aibă viață. Veșnică. Duminică seara au fost tineri la motion aici. Wow, ce seară minunată a fost. Tinerilor, sunteți aici, a fost, a fost frumos duminică seara. A fost extraordinar. <fie> și unul din adolescenții noștri a avut o idee nastrușnică. A zis: Venim toți îmbrăcați în alb și scriem unul pe altul. Am avut două reguli. Să scriem numai pe spate și să scriem numai bine cuvântări. Și, nu știu ce m-a pus, am venit și eu cu un tricou alb. Și m-au semnat, mulți dintre ei, m-au binecuvântat, majoritatea. Unul a scris șeful, a scris Iisus plângea, sper că nu când se uită la mine. Dar în mare m-au binecuvântat toți. Și mă gândeam în timp ce eram acasă cu tricoul ăsta. Mă gândeam că toți au vrut să scrie ceva pe cineva. Și mă gândeam că pe sufletul nostru au scris mulți oameni. Și nu toți au scris bine Mă gândeam că sufletul tuturor dintre noi, nu există om pe sufletul căruia să nu se fi scris. Așa arată ca tricoul ăsta. Scris. Alb, dar scris. Și pe sufletul unora scrie bun de nimic. Neiubibil. Rău. Hoț. Mincinos. Înșelător. Iacov. A Aiurit. Tristul, ia e beț. Și mi-am să aminte că mai este unul care ne scrie toate păcatele. Ăsta e satan, știi că ăsta scrie toate, nu iartă nimic. Scrie toate păcatele noastre. Și viețile noastre pot arăta ca tricoul ăsta. Sufletele noastre să fie scrise în toate felurile și noi să ajungem să credem ceea ce scrie pe ele. Însă Dumnezeu s-a ridicat. Dumnezeu s-a plecat și Dumnezeu a rămas. Pentru că Iisus a scris la cruce, prin înviere, în dreptul nostru, iertat. Iertat. Nu mai contează ce scrie pe sufletul tău. Nu mai contează ce scrie pe sufletul tău. Atâta timp cât pe tricoul tău scrie iertat, cât pe sufletul tău scrie iertat, de astăzi. Nu mai contează cum v-au făcut oamenii până acum, ce minciune ați crezut până acum, de asta sunteți iertați. Nu pentru că sunteți frumoși, că sunteți foarte frumoși toți. Unul și unul sunteți. Nu știu cum am, Asta e cel mai fain botez, cu cei mai frumoși oameni. Parcă sunteți toți luați din reviste. Nu știu de unde ați venit toți. Dar nu de asta. Nu de asta sunteți iertați. Mulți dintre voi... În săptămânile astea când au trebuit să deschidem, erați acolo și spălați cu acid pe jos în patru labe, ați lucrat de ați rupt aici. Și asta spune că sunteți frumoși și la inimă. Și că veți face lucrări mari în viață. Dar nu de asta sunteți iertați. Sunteți iertați din cauza că Fiul perfect al lui Dumnezeu cel care n-a spus niciodată nicio minciună. Cel care n-a poftit niciodată ce nu este a lui. Cel care nu a înjurat niciodată pe nimeni. Era fără bată. El a fost făcut blestem pentru voi lui Dumnezeu în fața căruia îngerii nici nu au, nici nu au dreptul și curajul să respire. A coborât într-o iesle ca un prunc fără apărare. A trăit o viață perfectă, fără păcat. Și s-a lăsat crucificat pe timpul lui Pontiu Pilat, pentru ca tu astăzi să fii în haine albe și pe sufletul și viața ta să scrie iertat iertat, iertat, eliberat. Glorie lui Isus Hristos! Să nu uiți niciodată. Dumnezeu s-a ridicat de pe tron și a zis, Tată, vin să fac voia ta. S-a plecat într-o iesle și a luat carne. A trăit perfect a fost crucificat, dar n-a rămas în mormânt nici pe cruce, ci este viu în vecii vecilor la dreapta Tatălui. Are toată puterea în cer și pe pământ. Are puterea să ierte și pe tine, ăla care stai în spate acolo și zici, nu, pentru mine e prea târziu. Nu e prea târziu. Atâta timp cât respir, nu este prea târziu. Atâta timp cât este zi și este o noapte și atâta timp cât respir, nu este prea târziu. Și pentru tine a murit Hristos. Și astăzi, ne bucurăm că Dumnezeu a rămas în mijlocul nostru. Pentru că El s-a înălțat la dreapta Tatălui, dar a trimis Duhul Sfânt. Ce simți tu acum în inimă, gândilitul ăla? Ascultă-mă bine. La nu sunt emoții. Am vrea noi să fim așa de puternici, să te influențăm, să nu. Nu, ăla este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care se numește Dumnezeu în mijlocul nostru. Care a rămas și care vă va duce până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvinteze? Dumnezeu să vă poarte în carul lui de biruință. Dumnezeu a coborât, s-a ridicat, a coborât și a rămas. Binecuvântat să fie numele Său.